Un vechi manuscris aflat în arhivele orașului Sibiu a declanșat un val uriaș de controverse în comunitatea științifică internațională. Descoperit în 1961 de doctorul Doru Todericiu, profesor de științe și tehnologie la Universitatea din București, manuscrisul de la Sibiu, ce datează din 1570, vorbește despre rachete spațiale și prezintă planșe dedicate cu obiecte zburătoare neidentificate. Manuscrisul de la Sibiu este un volum de 450 de pagini scris în întregime în limba germană, plin de desene, date tehnice și descrieri detaliate ale rachetelor întrepte. Manuscrisul, ce datează din 1570, conține date tehnice despre rachete, artilerie și balistică și explică în detaliu cum se asamblează o rachetă în trei etape. Nu se știe încă exact cine ar fi scris acest manuscris misterios, dar este temporar atribuit lui Conrad Haas, un om de știință, șeful al Senatului de la Sibiu, care și-a pus amprenta asupra domeniului științific din țară. Haas era un inginer militar sas din Austria sau din Transilvania, iar în manuscrisul său el plasează în acel moment din istorie o tehnologie care s-a materializat abia la sfârșitul secolului 20. Mulți speculează ideea că limba utilizată și vocabularul ar putea fi chiar mai vechi de secolul XIV. Manualul cuprinde, printre altele, detalii însoțite de numeroase desene despre modul de asamblare și funcționarea unei rachete întrepte, despre aruncătoarele reactive pentru încărcături de luptă, stabilizatoare triunghiulare de direcție în zbor, modul în care încărcăturile pot fi transportate la distanțe, precum și despre combustibilul lichid. Interesant este că manuscrisul de la Sibiu conține un raport detaliat al unei sulițe zburătoare cu rază de acțiune considerabilă și eficientă și al lansării unei rachete întrepte cu combustibil solid în orașul Sibiu, unde se crede că mii de oameni ar fi asistat la evenimentul încheiat cu succes deplin în 1555. Textul discută mai multe probleme legate de design. Printre altele, inginerul militar descrie principiul de funcționare a suliței zburătoare, prima descriere cunoscută a unei rachete cu mai multe trepte, folosirea aripioarelor triunghiulare și a vârfului sub formă de clopot și combinațiile diferitelor tipuri de amestecuri de carburant bazate pe combustibil lichid. Revoluționarele descoperiri în privința armamentului al lui Conrad Rudolf Haas ar fi fost folosite în război împotriva turcilor. Istoricii susțin că, datorită lui, în 1542, Viena a fost salvată de asediul otoman, în timpul căruia Buda a fost transformat în pașalâc. Ceea ce se știe cu certitudine este faptul că un producător german de artificii a fost primul care a experimentat un tip de rachetă numit rachetă întrepte câțiva ani mai târziu, în 1590. Există chiar dovezi în acest sens. Un tratat de artilerie al unui specialist polonez publicat în 1650, adică la 100 de ani distanță de documentul din Transilvania. Inventatorul Conrad Haas nu s-a limitat doar la conceperea rachetei în trei etape. El a descoperit noi compoziții pentru combustibil, a proiectat baterii de rachetă, aripi în forma literei Delta pentru aceasta, rampe de lansare pentru dispozitivele balistice, chiar și o căsuță zburătoare, un fel de OZN, cum îi spunem noi în ziua de astăzi. 4 secole mai târziu, inginerul și fizicianul Hermann Oberth avea să-și aducă contribuția la dezvoltarea aeronautice și a tehnologiei de fabricare a rachetelor. Manuscrisul, cel mai vechi document cunoscut în istoria rachetei spațiale moderne, a fost publicat în premieră în 1967 într-o revistă istorică românească sub numele de Manuscrisul de la Sibiu. Ulterior a fost publicat în mai multe ediții, ultima în 2008 sub egida Academiei Române. Ideea de a ști că prezentul a fost prezis cu ani în urmă a fost întotdeauna o gândire motrice și această idee se bazează în principal pe dovezi arheologice. Cei mai mulți dintre noi nu suntem conștienți de faptul că există nenumărate manuscrise antice împrăștiate în întreaga lume, ce descriu ceea ce mulți considerau în trecut a fi realizări imposibile, a declarat un cunoscut expert. Care a fost sursa de inspirație a acestui inginer misterios pentru a scrie manuscrisul? Ce părere ai despre călătoriile în timp? Pot fi desenele sale produse ale divinației, ghicirii viitorului? Sau poate a primit informații despre această tehnologie de la extraterestri? Sunt întrebări rămase încă fără răspuns.
În acest an se împlinesc 50 de ani de la una dintre cele mai misterioase descoperiri arheologice realizate vreodată în România. Sunt 5 decenii de când arheologii, experți în mistere, specialiști în fizică și chimie încearcă să descifreze misterul călcâiului din Aiud, o relicvă din aluminiu ce a fost datată de acum 250.000 de ani. Este un obiect extraterestru? Pentru noi este chiar un obiect neidentificat, a cărui funcție nu o cunoaștem și a cărui descoperire este la fel de neclară. În 1973, constructorii care lucrau la o balastieră pe malul râului Mureș, în apropiere de orașul Aiud, au găsit 3 obiecte neobișnuite la 10 metri sub pământ, care păreau a fi foarte vechi. Arheologii au fost chemați la fața locului și au identificat imediat 2 dintre ele ca fiind fosilele unui mamifer preistoric dispărut în urmă cu peste 100.000 de ani. Dar experții au fost surprinși să constate că al treilea obiect era o piesă de metal care părea să fi fost fabricată. Toate cele 3 obiecte au fost trimise spre analiză la Cluj, iar testele au arătat că obiectul neobișnuit sub formă de călcâi sau pană de aproximativ 2 kg era fabricat din 12 metale diferite, compus din 89% aluminiu și urme de cupru, zinc, plumb, cadmiu, nichel și alte elemente. Rezultatele inițiale au fost confirmate ulterior de un laborator din Lausanne, Elveția. Obiectul lung de circa 20 de centimetri, lat de circa 12,5 centimetri și gros de 7 centimetri, prezenta 2 goluri cilindrice de diametre diferite, practicate astfel încât golul cu secțiunea mai redusă penetra către baza celuilalt perpendicular. Golul cu diametrul mai mare prezenta în plus o ovalizare a părții sale interioare, ceea ce părea a fi produs de un ax cu capul rotunjit cu care s-ar fi asamblat. Pe suprafața sa inferioară, cât și în lateral, obiectul prezenta urme al unor lovituri repetate, dintre care unele au fost foarte puternice. Toate detaliile remarcate sugereau faptul că piesa a făcut parte cândva dintr-un ansamblu funcțional și că a fost pierdută dintr-un motiv oarecare în albia de atunci a râului, a scris inginerul Florin Gheorghiță în cartea sa Enigme în galaxie, apărut în anul 1983. Cercetările efectuate la Cluj au indicat că oasele găsite au aparținut unui rinocer păros, animal care a trăit într-o perioadă cuprinsă între 10.000 și 80.000 de ani în urmă. Problemele au apărut atunci când s-a încercat datarea călcâiului din Aiud. Faptul că acest obiect ciudat în formă de pană sau de călcâi, depinde de perspectivă, este fabricat din aluminiu, i-a nedumerit pe experți, deoarece aluminiul metalic a început să fie produs abia în 1825. Alți experți care au efectuat teste au avansat date mult mai târziu, variant între 400 și 80.000 de ani, dar chiar și la 400 de ani ar fi cu totuși cu 200 de ani înainte ca aluminiul să fie produs pentru prima dată. Un aspect cu totul neobișnuit este existența unui strat anormal de oxid de aluminiu pe întreaga suprafață a obiectului. Este știut faptul că acest metal se oxidează foarte greu în profunzime, în mod uzual acoperindu-se cu un strat superficial de oxid protector, care limitează pătrunderea fenomenului de oxidare în masa metalului. Explicația cea mai plauzibilă pare a fi și din acest punct de vedere vechimea foarte mare a obiectului. Mie îmi pare fi un caz care aparține de o mișcare se numește OO Part. Out of place artifacts, care a devenit foarte prosperă și foarte extinsă odată cu apariția internetului. Deci cumva obiecte care au fost găsite într-un context arheologic neobișnuit. Misteriosul obiect călcâiul din Aiud este considerat un OOPART, acronim pentru Out of Place Artifact, la fel ca zecile de obiecte preistorice găsite în diferite locuri din întreaga lume, care par să prezinte un nivel tehnologic avansat incompatibil cu epoca în care au fost produse. Potrivit adepților teoriei astronauților antici, această bucată din aluminiu ar putea fi de fapt dovada că extratereștrii sunt reali și că au vizitat Pământul în trecutul îndepărtat. Obiectul prezintă concavități care sugerează că a făcut parte dintr-un sistem mecanic mai complex, posibil de origine extraterestră. Gheorghe Cohal, director adjunct de la Asociației Ufologilor din România, a declarat că testele de laborator au concluzionat că este vorba de un fragment de OZN antic, deoarece substanțele care îl compun nu sunt compatibile cu tehnologia disponibilă pe Pământ la acea vreme. Istoricul Mihai Wittenberg a încercat să afirme că obiectul este de fapt o bucată de metal de la un avion german din cel de-al doilea război mondial, dar asta nu explică vechimea artefactului. Obiectul metalic este acum expus la Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca, având lângă el un panou pe care scrie origină necunoscută. We don't know
what it was used for, and we acknowledge these uncertainties about its dating and its composition as well.